Aproape toate administrațiile publice din județul Hunedoara au fost amendate pentru că nu au reușit să-și depună un certificat din care să rezulte că fac mai puțin gunoi. Practic, primăriile aveau obligația, conform legii, să reducă cu un procent de 15% volumul de gunoi pe care îl varsă la groapa de gunoi, dar nu au reușit asta și nici nu au depus certificate doveditoare. În această situație sunt 95% dintre primăriile din județ, iar cei de la Petroșani recunosc că nu au reușit nici după colectarea selectivă să facă asta. Ca orice lucru care e la început, merge mai greu și cred că în perioada următoare vom încerca să reducem această cantitate de gunoi care se duce la groapa de gunoi. Amenda de 2000 de lei pe care au primit-o edilii de la Petroșani va fi contestată. Cei de la Garda de Mediu ne-au dat o amendă pe care noi o să o contestăm. Sigur că e necesară reducerea acestei cantități de gunoi. Noi avem un sistem de colectare selectivă și lucrăm deja în acest scop, dar n-am putut să reducem cantitatea cu 15% așa cât trebuia. Noile normative au intrat în vigoare odată cu legea prin care suntem obligați să colectăm selectiv deșeurile menajere, iar primăriile sunt obligate să reducă volumul de deșeuri pe care îl depozitează la gropile de gunoi. Vineri este ultima zi de plata impozitelor fără penalități din semestrul al doilea. Până acum, la Petroșani, spre exemplu, nivelul încasărilor este acceptabil și contribuabilii și-au achitat dările la stat în proporție de 70%. Ceilalți riscă de luni să fie penalizați. Este ultima zi a plății impozitelor și taxelor locale aferente semestrului 2 al anului 2011. Începând de luni, majorările sunt calculate de 2% pe lună sau fracțiune de lună, deci majorări de întârziere. Majoritatea contribuabililor noștri și-au plătit impozitele și taxele locale și asta vă spun că am făcut un calcul cam în proporție de 70% până la această dată bugetul a fost realizat. Cei de la impozite ne anunță că plata acestora va putea fi făcută și online. Asta doar din ianuarie anul viitor, când va fi pus în funcțiune site-ul ghiseu.ro. Încercăm ca și suntem obligați ca luna decembrie să chiar să demarăm procedura. De anul viitor și cei din municipiul Petroșani și mai ales persoanele care lucrează și locuiesc în străinătate să-și plătească impozitele. Începând cu anul 2012, cu luna ianuarie, va funcționa și la noi ghiseu.ro. Așa cum probabil a fost dat și la alte municipii din țară, a fost dat drum. De luni, cei care doresc își pot achita taxele aferente semestrului 3. Recensământul populației programat în această toamnă a fost prelungit cu 2 zile. Acesta va dura în total 12 zile și se va desfășura în perioada 20-31 octombrie. S-a mărit cu 2 zile, deci recensământul va debuta în data de 20 și nu în data de 22 octombrie, așa cum se stabilise inițial. Cred că s-a mărit și e bine pentru că numărul de formulare este destul de mare. Sunt 7 formulare, sunt foarte multe întrebări și probabil, sau de fapt sigur, recenzorul va trebui să meargă anumite locuințe de 2-3 ori până îl găsește pe proprietar. Și pentru a-i ajuta probabil ca și perioadă să se încadreze cu cele 100 de locuințe. În Petroșani, numărul recenzorilor a fost stabilit la 206, odată cu creșterea numărului de secții de recensământ. A fost crescut numărul de sectoare de recensământ. Ieri am aflat acest lucru și mă bucur. De la 182 de sectoare a fost crescut la 206. Deci, cu cât mai mulți oameni în teren, cu atât sper să meargă treaba mai bine. Numărul celor interesați de a participa în Petroșani la recensământ este aproape dublu față de numărul de recenzori necesar. Selectarea și instruirea acestora se va derula în perioada 3-15 octombrie. Avem înscris un număr de 389 de persoane. Urmează să merg cu aceste cereri însoțite de actele doveditoare la Comisia Județeană, unde vom face selecția. Instruirea, din ce am înțeles de la directorul Direcției de Statistică ieri,
va fi undeva între 3 și 15, urmează să fie stabilită data pe zone. Pentru munca sa, un recenzor va fi răsplătit la finalul recensământului cu suma de 600 de lei. După o perioadă în care căminele studențești din Petroșani erau ocupate în proporție de circa 70%, în acest nou an universitar, toate locurile de cazare au fost solicitate de studenți. Administratorii căminelor universității recunosc că este o premieră și au fost nevoiți să deschidă toate căminele studențești. Aceasta după ce viitorii ingineri care învață la facultățile din Petroșani au constatat că prețurile la chirie sunt cu mult mai mici față de cele practicate pe piața imobiliară. Căminele studențești au fost reabilitate și utilate cu mobilier nou, astfel ca studenții să nu mai fie nemulțumiți de condițiile oferite. În plus, camerele au baie, apă caldă non-stop, internet și cablu TV, respectiv condițiile oferite de un hotel cu 2 stele. Dintre viitorii căminiști, cei mai mulți provin din județele limitrofe, respectiv Gorj, Alba sau Caraș-Severin. Nu puțin sunt însă și studenții care au venit din Hunedoara, Deva sau Orăștie. Cea de-a 35-a ediție a Conferinței Naționale de Mecanică a Fluidelor se desfășoară azi și mâine în municipiul Petroșani. Manifestarea este organizată de către Universitatea din localitate și reunește la lucrări specialiști din toată țara. Printre personalitățile prezente la lucrări se află și Petre Teodorescu. Profesorul doctor docent de la Universitatea București este printre puținii specialiști prezenți la aproape toate cele 35 de conferințe derulate până acum. Cu ocazia lucrărilor dedicate Conferinței Naționale de Mecanică a Fluidelor a fost organizată și o sesiune de comunicări științifice. Tema principală a acesteia s-a referit la domeniul prelucrării materialelor sub orice formă. Oameni mari, tineri trecuți de vârsta copilăriei sau chiar adulți caută să facă acum școală. Ei sunt din rândul celor care nu au terminat nici măcar o clasă sau doar câteva și au constatat că nu fac față fără școală. Pentru ei se fac acum înscrieri la școala Igheduca din Petroșani, iar clasele sunt pline de astfel de oameni care au ajuns la concluzia că nu răzbesc în viață altfel. Școala Generală Igheduca are ca structură învățământ o frecvență redusă care cuprinde clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a și a 8-a, câte o singură clasă pe nivel. Anul acesta am prognozat de asemenea o clasă a 5-a, înscrierile pentru frecvență redusă încep cu data de 4 octombrie, timp de 2 săptămâni. După cele 2 săptămâni de înscriere în care îi așteptăm, documentele necesare sunt: avem o cerere tip pe care o completează de la școală, trebuie copie după buletin, carte de identitate și certificatul de naștere, foaia matricolă și un dosar. Pe baza înscrierilor, după 2 săptămâni vor începe cursurile. Cursurile pentru învățământul frecvență redusă durează 6 săptămâni și se încheie cu 2 săptămâni de evaluare. Pe cine așteptați să participe la astfel de cursuri? Îi așteptăm pe toți cei care nu au finalizat una din aceste clase, una din aceste 4 clase. Dacă nu au finalizat clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a sau a 8-a, în limita locurilor pe clasă, îi așteptăm să-și continue studiile astfel încât să poată să se integreze mai bine în societate. Am înțeles că una din condițiile pentru a-și obține permisul de conducere este și finalizarea celor 8 clase. În sprijinul acestor oameni care, dintr-un motiv sau altul, nu au putut să-și finalizeze cursurile, îi așteptăm cu drag, deschidem porțile începând cu 4 octombrie pentru înscrieri, apoi pentru a-și desfășura orele în regim de frecvență redusă. Cei care vor să vină la școală au umplut deja câteva clase și alții sunt așteptați și acum pentru a se înscrie. Ei sunt tineri, dar și mai trecuți prin viață, iar directorul școlii spune că unii au trecut chiar de 40 de ani, dar lasă rușina deoparte și vin la cursuri de nevoie. Cel mai tânăr este un elev cu vreo 4-5 ani peste vârsta elevilor de clasa respectivă, respectiv peste clasa 5-a sau a 6-a, și bătrâni avem cam la 40 și de ani. Cursurile încep din luna octombrie. Cursanții vor veni doar 6 săptămâni la școală.
Ei vor avea un orar de 6 ore zilnic și apoi, la final, vor da examen și vor promova clasa. Proiectul pentru centrul civic a demarat la Petroșani cu primele lucrări care au deja loc. Primarul Tiberiu Iacob Riții spune că în curând vor fi delimitate și aleile și va fi montat pavimentul. Se vede ceva concret. Firma lucrează la partea de infrastructură, se lucrează la canalul pentru cablurile care vor fi în zona respectivă, la terasamente, ulterior urmează să se apuce de partea de paviment. Proiectul poartă denumirea Reabilitare zona pietonală și a parcurilor în centrul municipiului Petroșani și are valoarea de peste 3,2 milioane de lei. În ansamblu include amenajarea de parcări a mai multor zone pietonale și parcuri dotate cu iluminat ornamental, pavaj special de piatră, dar și reabilitarea zonei de agrement de la Brădet. Administrația cimitirelor de la Petroșani a început deja pregătirile pentru ziua de 1 noiembrie. Pentru început va fi reconstruit gardul împrejmuitor și va fi turnat asfalt pe aleea principală. În plus, toate aleile dintre morminte sunt acum cosite de bălării. S-a început lucrările la gard, la gardul în fața cimitirului și sperăm că un tronson de drum va fi asfaltat. Cu ocazia asta fac un apel la populație să vină să-și facă curățenie pe mormintele așa, și să ne ajute să facem din 1 noiembrie să fie curățenie generală. Cimitirul din Petroșani a fost mai mereu în ultima perioadă în atenția administrației locale și aici a fost refăcut în întregime gardul, nu mai lucrează decât câteva firme autorizate, iar mormintele au fost cartografiate pentru o mai bună evidență.